Pandurii nu se tem de arbitraje, merg la Ploiești să câștige pentru a rămâne în plutonul fruntaș. Dacă echipele din Liga lui Mitică se gândesc să protesteze împotriva celor care împart dreptatea, gorjenii au interzis la discutarea arbitrajelor. Singurul lucru la care trebuie să se gândească este evoluția lor pe teren. Dacă Voința, Sibiu și Ucluj protestează împotriva arbitrilor, pandurii își văd de treabă și ei au fost dezavantajați la Vaslui de Robert Dumitru, centralul partidei, și au pierdut 3 puncte, însă la Petrolul merg pentru victorie. La noi în vestiar de mult nu se mai discută problema arbitrajului. Deci este interzis să se discute despre arbitraj în cabină, pentru că ne luăm gândul de la ceea ce e mai important, jocul propriei echipe. Marea problemă a trupei lui Grigoraș este în meciurile cu echipele mici. Gorjenii au avut probleme cu Voința Sibiu și Sportul Studențesc, așa că meciul de sâmbătă de la Ploiești este unul dificil. Dacă nu va fi concentrare maximă și nu va fi determinare totală, așa cum s-a întâmplat cu meciurile cu echipele mult mai bine cotate, cum m-am jucat cu CFR-ul, cum m-am jucat cu Rapidul și așa mai departe, cu Vaslui, chiar dacă am pierdut cu Galați. Partida dintre Petrolul și Pandurii se joacă doar cu femei și copii în tribune. Terenul din Ploiești este suspendat după partida cu Steaua, când un suporter a pătruns pe teren și a lovit un jucător.